Bună ziua din nou! În acest video din nou vă salut din natură. Dar că începe să-mi placă să fac aceste videouri în afara casei, cred că e mai plăcut așa pentru toată lumea. În acest video vreau să discut un pic despre ce este embolia pulmonară. Poate ați auzit de această afecțiune. Este o afecțiune care este relativ frecventă, relativ greu de diagnosticat uneori și poate fi mortală dacă nu este recunoscut. Și ce se întâmplă în cadrul unei embolii pulmonare este, din punct de vedere medical, dacă ne gândim strict la acest lucru, este ceva fascinant ce se poate întâmpla în această boală. Practic, gândiți-vă că undeva la nivelul picioarelor sau la nivelul pelvisului, în venele profunde, apar niște cheaguri de sânge. Și cheagurile alea de sânge se desprinde acolo, urcă prin vene, trec prin inimă și sunt pompate în plămâni. Și acolo se formează ca un fel de dop dintr-un cheag de sânge care nu lasă sângele să treacă. Și este evident că dacă acel blocaj, acel cheag este destul de mare care a ajuns în plămâni, sângele nu prea mai poate să treacă pe acolo. Și asta înseamnă că deodată apare un colaps circulator, sângele nu mai circulă prin corp cum trebuie, nu se mai oxigenează bine acest sânge, că nu mai trece prin plămâni și se poate muri din chestia asta. Adică trebuie să recunoaștem această boală repede, să o tratăm, să tratăm factorii favorizanți, pentru că dacă s-a produs, să nu se repete. Practic, asta trebuie să facem. Și, bine, există și alte motive pentru care putem avea o embolie pulmonară. Embolie înseamnă, practic, blocarea arterelor din plămâni cu ceva, cheaguri, grăsime, alte lucruri. Sunt multe, multe cauze de embolie. Cea mai frecventă este această embolie provocată de cheagurile de sânge. Cam greu de diagnosticat, deoarece necesită uneori efectuarea unui computer tomograf toracic în urgență, ceea ce este în România uneori o problemă, pentru că nu este ceva foarte accesibil. În unele spitale există, în spitalele mai mici nu există. Și în aceste situații este greu de diagnosticat. Simptomele unei embolii pulmonare pot să semene cu multe, multe alte lucruri sau pot să inducă medicul pe o pistă greșită și să trateze pacientul pentru ceva și de fapt să fie această embolie pulmonară. Și este foarte dificil uneori să ne dăm seama, pentru că simptomele pot fi foarte variabile. Dar există, în general, niște factori favorizanți și când cineva are acești factori favorizanți, este mai probabil să avem o embolie pulmonară. Care ar fi niște factori favorizanți pentru apariția acestor cheaguri la nivelul picioarelor? Și, de exemplu, prima chestie care ar fi imobilizarea prelungită. Să zicem cineva care este internat în spital cu o fractură, nu poate să se miște, este la pat o săptămână. Normal că sângele prin vene nu va mai circula normal, pentru că persoana respectivă stă la pat și nu se mișcă. Poate să mai fie cineva care are varice la picioare, care stă în mașină mult, care stă la birou mult, așezat, picioarele stau în jos, sângele nu se întoarce la fel de bine, nu circulă bine prin vene, stă acolo și există o șansă să se coaguleze. Există o predispoziție genetică la anumite persoane. Unele persoane sunt predispuse să facă cheaguri de sânge în picioare, să facă flebite, să facă tot felul de lucruri de acest gen. La acele persoane trebuie să fim foarte atenți că pot să facă o tromboză venoasă profundă. Tromboză venoasă profundă înseamnă cheaguri la nivelul venelor profunde din picioare sau pelvis. Și din această tromboză venoasă profundă se poate desprinde un cheag și se poate produce o embolie pulmonară. Deci la persoanele predispuse, să zicem genetic, care au mai avut un istoric de cheaguri de sânge, trebuie să ne gândim că pot face foarte ușor altele. Ce-ar mai fi? A avea un diagnostic de cancer este un lucru care poate favoriza apariția de cheaguri de sânge. Cancerul este o boală. Sistemul imunitar încearcă să se lupte cu acele celule canceroase și există o stare oarecum proinflamatorie, adică există o oarecare inflamație la nivelul întregului corp, inflamație care încearcă, de fapt, este reacția corpului prin care încearcă să se protejeze de aceste celule
și să rezolve practic problema. Dar acea inflamație poate afecta pereții venelor și se pot produce aceste cheaguri. Există niște semne clinice care îl vor face pe medic să se gândească la această embolie pulmonară. În special dacă apare, să zicem, o durere în piept bruscă, cu o tuse, seacă în general, sau uneori o tuse cu un pic de sânge, care apare brusc. Astea ar fi, să spunem, niște simptome. Apar brusc sau o lipsă de aer care apare brusc. În general, cam asta se întâmplă într-o embolie pulmonară. Problema este că o embolie pulmonară poate să semene foarte mult cu o infecție de tract respirator. Și infecția o tratăm cu antibiotice, cu alte simptomatice, embolia se tratează complet diferit. Dar pot să semene între ele destul de mult. Și, cum v-am spus, tuse, lipsă de aer, asta putem să avem și într-o infecție de tract respirator. Medicul dumneavoastră va studia electrocardiograma care a fost făcută la internare și pot exista niște semne acolo care să sugereze acest diagnostic de embolie. Însă, pentru a pune diagnosticul cert, trebuie făcută, în general, o examinare care se cheamă angio-CT sau angiografie computer tomograf. Practic, se face un computer tomograf al pieptului și se injectează o substanță de contrast. Și se vede dacă arterele din plămâni sunt blocate de cheaguri de sânge. Problema este că această explorare nu este disponibilă în spitalele mai mici și uneori chiar și în spitalele mai mari este dificil de făcut în România. Asta este realitatea, deși dacă există o suspiciune clinică mare de embolie pulmonară, ar trebui făcută repede. Pentru că existența unui cheag în plămâni necesită instaurarea unui tratament cu anticoagulante în doză curativă, adică niște doze mai mari decât cele care se fac, să zicem, profilactic în cursul unei spitalizări. Da, nu știu, cred că m-am lungit un pic cu videoul acesta. Haideți să rezumăm un pic ce este embolia pulmonară și voi încerca să fac un alt video discuția aceasta despre diagnostic, tratament, etc. Deci, ce este o embolie pulmonară? În cele mai multe cazuri sunt cheaguri plecate de la nivelul picioarelor sau pelvisului, care se duc, urcă prin vene, trec prin inimă, sunt pompate în plămâni și blochează circulația sanguină prin plămâni, care duce la un colaps al circulației prin corp dacă cheagul este suficient de mare sau poate să nu se întâmple nimic dacă cheagul este mic. Și dacă acest cheag este mare, pe lângă acest colaps circulator, nici oxigenarea nu mai este bună pentru că sângele nu mai poate trece prin plămâni să se oxigeneze, este blocat acolo. Și poate să fie gravă sau poate să fie mai puțin gravă în funcție de cât de mare este cheagul și dacă există un factor care predispune la apariția altor cheaguri care să tot vină și să mai blocheze alte și alte artere din plămâni.